secrets. A lolly rock star. We're on a magic quest. Here comes a girl in a world out of nowhere. Coming back to save the day. Loliroc, episodul 1. În căutarea unei prințese. Ora de somn! Vrei să-și citesc Fetița cu codițe și cei trei ursuleți? Nu carte, cântec! De leagăn! Strălucește, mică stea, că tu ești minunea mea. Ca un diamant pe cer, tu ne învălui cu mister. Strălucește, mică stea, că tu ești minunea mea. Frântea sus, nu e chiar atât de rău că ai pierdut postul de dădacă. Ție ți-e ușor să spui? Plus, e a treia slujbă de la care sunt dat afară și de fiecare dată când deschid gura să cânt, se întâmplă ceva ciudat. Wow! Wow! Ții minte vara trecută, ziua în care furtuna aia ciudată a înghețat lacul? Ciudat! Săracele rățuște, nu cred că am fost făcută să fiu cântăreață. Glumești? Ha? Tu ai o voce minunată. Apropo, am găsit broșura asta în cafenea și m-am gândit la tine. Se caută interpretă solistă pentru trupă de fete, Lolly Rock. Audiția este azi. Eu ador să cânt, dar nu pot. Ceva ciudat o să se întâmple. Și? Există două lucruri pe care le știu despre tine. Primul, ești ciudată. Al doilea, cântatul te face foarte fericită. Mulțumesc, Nat, dar nu cred că pot. Ha? Mai gândește-te. Îmi promiți? Îți promit. Nu, nu o să pot. Mai gândește-te. Îmi promiți? Vai, de-abia ești pe cât aș dat momentul ăsta. Poate că nu sunt cea mai ciudată cântăreață de aici. Oh, when I start the day, I'm checking on my friends to see if they're okay. They can count on me. Yeah! Feeling down, my friends will come around. We're gonna face the boys, I'll be laughing. Hey! Mulțumim! Te sunăm noi dacă suntem interesate. Nu suntem interesate. Am putea fi? Nu că trăiesc eu. Bine, Oriana, plecăm din oraș și ținem audițiile în altă parte. Dar, hei, haide, abia am început să o căutăm în Sunny Bay. Tu nu le-ai auzit? Țipă de parcă ar fi animale. E evident că nu e aici. Am ascultat doar 6 sau 7 sau 9 sau 10 fete. Sunt mai multe în oraș. Dacă toate cântă la fel de bine, urechile mele nu o să-și revină niciodată. Ce este, Amaru? Am venit pentru audiție? Super! Te rog! Oh, și folosește microfonul de acolo. Oh, when I start the day, I'm checking on my friends to see if they're okay. They can count on me. And if I'm feeling down, my friends will come around. We're gonna make some noise, we'll be laughing. Thank you.
sunteți bine? Îmi pare rău, nu am vrut să... Îmi place locul ăsta. Multe lucruri de zdrobit. E mult mai ușor decât credeam că o să fie. Serios? Mă așteptam să fie simplu. E complet neantrenată. Cântă dacă vrei să trăiești. Ai încredere. Greymor n-o să fie încântat de asta. Wow! Bine, ce se întâmplă? Cine erau oamenii care mă atacau? Ce legătură are cântatul meu cu toate astea? Ha! Și ce e asta? Este Amaru! Bun, măcar am primit un răspuns, cumva. Te-am adus aici ca să-ți răspundem la întrebări. Poate că ți va fi greu să ne crezi, dar tu ai un destin foarte special. Trebuie să te pregătești pentru... Ajunge cu bla bla blaurile. Haide să-i arătăm! Ha? Suntem? Aceasta e o viziune a evenimentelor care deja s-au întâmplat. E atât de frumos! Acesta e locul unde te-ai născut. Poftim? Glumești. O, deloc. Ca să știi, ea nu glumește niciodată. În plus, chiar aici te-ai născut. E un loc magic care se numește Efidia. Aici stăteau regele și regina Efidiei. De fapt, erau regele și regina înainte ca Greymor să apară. El e tipul care se uită urât? Da. I-a trădat pe conducător și a pus stăpânire pe tron. Ce ne-a suferit? Nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu regele, dar când Greymor a încercat să ia coroana reginei, a descoperit că era protejată de o vrajă. Coroana reginei era învăluită într-o vrajă puternică, păstrată în estematele oracolului. Ar fi fost un dezastru dacă Greymor ar fi reușit să le folosească în scopurile lui diabolice. Nestematele oracolului au fost trimise pe pământ pentru a fi protejate de el, dar nu au fost singurele trimise pentru a fi protejate. Iris, fetița mea adorabilă. Eu sunt? Da, Iris, tu ești. Era așa dulce! Mi se rupe sufletul știind că vei crește și că nu o să te văd, dar e pentru binele tău. Dacă eu sunt acolo, înseamnă că... Tu ești prințesa și moștenitoarea tronului Efidiei. Ai fost trimisă pe pământ ca să fii apărată de Greymor, până când vei fi destul de mare și destul de puternică pentru a-ți folosi puterile ca să le învingi. Am fost trimisă aici ca să te pregătim! Sunt o prințesă, dintr-un tărâm magic. Da! Te-am căutat în atâtea locuri și acum te-am găsit! Sunt o prințesă. Părinții mei erau regele și regina. Adevărații mei părinți. Am fost adoptată de mătușa Ellen, dar adevărații mei părinți sunt regi. Ce s-a întâmplat cu ei? Nu știe nimeni.
Tot ce știm e, acum că te-am găsit, ne putem concentra să te antrenăm să-ți folosești puterile ca să-l înfrângi pe Greymor. Ce puteri? Adică vocea mea? Acesta e doar un aspect al puterilor tale. Poate prima care se manifestă. Trebuie să te învățăm cum să o controlezi. Da, și ne-am gândit că pe pământ cea mai simplă metodă de a te găsi era să organizăm audiții pentru o trupă. M-am gândit că o să fie super amuzant. Nestematele oracolului care au fost trimise pe pământ o să-ți îngăduie să te întorci în Ephidia, să-l învingi pe Greymor. Când vei fi pregătită? Tu ești cheia. Bunătatea ta și simțul dreptății o să ne ajute. Și eu ce o să-i spun mătușii Ellen? În nimic. Nu ai voie să dezvălui nimănui adevărata ta identitate. Trebuie să rămână un secret. Nimănui? Nici celui mai bun prieten al meu? Nu, dacă vrei să fii în siguranță. Mephisto! Praxina! Vă ascult! Talia și Oriana au găsit-o. Cum? Ascultând multe cântărețe netalentate. Este o turnură catastrofică. Nu cred că e cazul să vă spun ce să faceți acum. Să le oprim pe prințese. Cu orice preț. Orice s-ar întâmpla, nu trebuie să găsească nestematele oracolului. Mătușa Ellen! Ele sunt Talia și Oriana. Au venit pentru un schimb de experiență și m-am gândit că dacă tot avem atât de mult loc, să stea aici. Schimb de experiență? Oh, cât de frumos! Din ce țară sunteți voi? Volta, Ceris! Eu știu ceva geografie, dar nu... Sunt niște țări foarte mici. Aproape nimeni nu a auzit de ele. Bun venit! Poate o să o învățați și pe Iris limba voastră. O să învățăm foarte multe. Și? Ce trebuie să învăț prima dată? Să-ți activezi talismanul. Să fac ce cu ce? Talismanul de la colierul tău. E magic! Odată ce-l activezi, te ajută să te schimbi în rochia ta magică. Am o rochie magică? Toate avem. Noi le purtam pe ale noastre când ne-am întâlnit pe alee. O să te ajute să-ți folosești magia. Acum spune-ți numele și tărâmul. Bine! Bună, numele meu e Iris și vin dintr-un tărâm frumos numit Efendria. Întâi, mai puține cuvinte, doar Iris, prințesa Ephidiei, apoi spune ca și cum vrei să iei pe cineva la bătaie! Iris, prințesa Ephidiei! E Ephidia. Oh! Iris, prințesa Ephidiei! Poate e ceva neregulă cu chestia asta. Nu e nimic în neregulă cu ea, trebuie să înveți să o activezi. Și dacă nu pot? Dacă nu sunt eu prințesa Efedei? Ephidia. Vedeți? Nici măcar nu pot să pronunț. Poate că ați făcut o greșeală. Iar ei? Talia, prințesa din Xeric!
din Xeris. Am auzit că ai scăpat, dar am crezut că glumeau. Și cine e micuța ta colegă? Oriana, din Volta! Oh, n-am auzit de tine. Vorbești prea mult. Să râd de tine mai bine? Foarte bine, Prax. A te ruina! Cristarmum! Sunt o prințesă? Ești prințesa și moștenitoarea tronului Ephidiei. Sunt o prințesă. Sunt o prințesă. Am un regat de salvat. Iris, prințesa Ephidiei. Ce amuzant! Nu ai antrenament în magie! Oare ce crezi că poți să-mi faci? Tot ce știu! Ai lăsat-o să te distragă, Mephisto! Nici măcar nu știe babă de magie încă! Chiar m-a durut! Crystal Collidum! Mephisto! Ajută-mă! Hei! Am făcut magie! Hai cu noi! Fă ce facem și noi! Xeris! Volta! Ephidia! Înțeleg că nu știți asta. Hei, te-am învățat ceva astăzi. Acum ne înveți și tu. Da! Se simte bine? Cum pot să o repar? Cristal Solvenda! Ce s-a întâmplat? Fetelor, sunteți bine? Am auzit niște zgomote. Repetăm puțin. Ne-am format o trupă. O trupă? Ce frumos! Să știți că și eu am făcut parte dintr-o trupă când eram în liceu. Cum de s-a activat până la urmă? E atât de evident! Este? L-ai activat când cea mai puternică magie s-a manifestat. Am văzut oameni în necaz, pe mătușa Ellen și pe voi două. Și am vrut să vă salvez. Ești atât de dulce! Oriana, oprește-te! Fără îmbrățișări. Așadar, sunt o prințesă magică și trebuie să-mi recuperez regatul și să-mi eliberez poporul. Și nu uita partea cea mai bună. Putem cânta într-o trupă. Lolly Rock! Nu ador numele ăsta? Eu l-am inventat. Da! O să pot în sfârșit să cânt fără să se mai întâmple lucruri ciudate. When I start the day, I'm checking on my friends. După câteva repetiții, a venit timpul primului nostru concert.
Get up, ready, move up to the music revolution, baby. Warm up, stand up, yeah. Reach out for the music revolution, baby. Everybody knows it, everybody shows it. Everybody move your feet on the dance floor. Watch out, starry, look cool, ready. Hey girls, start a revolution.